Totuși sunt foarte curios la dumneavoastră cum a fost prima scânte, când a fost prima scânte? Am început școala de bucătar, dar după ce am făcut jumătate din școală, m-am căsătorit. Iar fostul meu soț a zis, bucătărie nu este compatibilă cu viața de familie. Și atunci am ales viața de familie, am făcut doi copii și am zis să am răbdare până îmi cresc copiii mari. Între timp, printre picături, mi-am terminat școala. Am ajuns cu copii, una la 17 ani, una la 14 ani. Și atunci am zis stop, trebuie să iau o hotărâre, nu mai merge, simțeam că nu mai pot. Eram o femeie nefericită. Atitudine, comportament, agresiune. Nu aceea era viața pe care mi-o doream. Și am luat-o de la capăt. Copiii mei au ales să rămână la fostul soț, să rămână cu... să aleagă confortul casei decât să aibă, să fie lângă mamă. Și atunci, dacă ele au decis, le-am respectat decizia știind că își vor schimba hotărârea la un moment dat. Laura este un om foarte puternic, dar în momentul în care mi-a povestit despre despărțirea de fiicele ei, am simțit durerea, am simțit suferința pe care ea a avut-o atunci. Lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Faptul că am răbdare ca lucrurile să se așeze. Atunci când copilul alege și nu ești tu cel ales, zici că se termină lumea. Până la vârsta de 40 de ani am trăit pentru familie. De la 40 de ani până eu știu cât o mai vrea, Doamne, Doamne, trăiesc pentru mine. Vă mai doriți să ajungeți mai departe? Mai lipsește ceva? Profesional, ca și calificări, a mai fi maestru în arta culinară, numai că în momentul ăsta nu se poate. De nu ce? Se poate? Nu. Nu se poate pentru că nimeni nu mai ține cursuri de genul. Sunt discuții, sunt o grămadă de lucruri, dar parcursul meu profesional nu depinde de asta. După ce și-a crescut familia, a fost o familistă convinsă până la un anumit punct în care fetele au ajuns la vârsta de 17-18 ani, apoi și-a urmat visul și-a urmat pasiunea de a ajunge în bucătărie. E foarte motivată și pasionată de acest job. Cam asta a fost ziua petrecută în mijlocul nostru. Mulțumesc mult! M-aș bucura să te revăd! Zi frumoasă în continuare! La revedere! Ziua asta m-a terminat complet. Cred că o să dorm 2 zile.